Bine ați venit și noi la Slime Rancher, un joc care l-am văzut jucat de câțiva oameni, nu foarte mulți. E în Early Alpha, am pe Tessie aici cu mine. Și ideea e că e o fermă, e un fel, poți să-l asimilezi ca și Minecraft, dar nu e Minecraft. Ai toate felurile de mâncare, slime-uri, trebuie să faci o fermă, să faci bani din ea. Și încă nu e terminat jocul, ok? Nu știu exact cum e la final. Am încercat de câteva ori să joc, am făcut niște teste, pot să spun așa. Și știu niște chestii. Tessie, ce ai de părere despre asta? Haide să jucăm. Hai să facem apă mai întâi, de fapt. Spune-mi cum vrei să se numească, domnule, bunule domn, bunule doamnă. Dacă zici tu, ok, așa-l numim. Dacă vedem. Nu știu că se vede prea tare, dar la mine se vede nervant. Căcatul ăsta care începe. Ok, asta trage, asta așa. Deci, ideea principală e să găsim. Tessie, Tessie, vede în cadru? Sunt curios dacă se vede. Stai cu capul. Deci, ideea principală e să găsim mâncare. Să găsim din ăștia slimes. În cazul ăsta sunt roz la început. Și să facă căcături de-astea. Care se numesc cum? O să găsesc. Plort. Să găsim plocht. Discoralisis, ok, astea sunt zone care n-ai voie să le accesezi până nu le deblochezi ca să le deblochezi, ai nevoie de bani. Banii îi faci din plorturi. Plorturile le vinzi la chestia aia acolo. Fac eu un tutorial pe scurt, că e tutorial în jocul ăsta, numai că e fucked up și e greșit făcut. Știu că aici mai era niște mâncărică. Mâncăriecă. Știu că erau 4, bă, tu nu fraierești. Erau 4, sunt bapul ăla. Pe vremurile mea. Pe vremurile mele. Erau 4, în fine. Te rogi la chestia asta, iei ping plortul și-l arunci. Pac, hai cu bani. Am 257 acum, vedeți? În stânga jos. Ăștia, de exemplu, ping, fac ping plort, care e 7. De exemplu, dacă aș găsi niște fosfor, ar face 15 o chestie din asta. Și tot așa, tot așa, până găsim unul, am găsit unul de gold. Într-o testare, am găsit unul de gold și a fost mâncat de un fucking căcat din ăla care vine și mănâncă. O să vedeți imediat, nu vreau să vă spoilerez, dar am găsit. Ok. Să facem rost de cât mai mulți din ăștia, din ce în ce mai rar, ca să facem din ce în ce mai mulți bani și putem face și tranzacții cu alți oameni care ne cere. De exemplu, ăsta ne cere, e un nene, uite, e un nene care ne cere, nenea John Cena, ne cere să îi ducem căcat ăsta și căcat ăsta și căcat ăsta și ne dă în schimb chestiile astea. Ceea ce sunt bune. Deci aș face aia dacă aș avea cum. În fine, ăsta e o cușcă. Și cuștile astea țin practic orice. Și mai sunt și cu speciale care le dai upgrade-uri. Ideea principală e că acum la început scuipăm căcații ăștia înăuntru. Șpoc, șpoc, șpoc. Trei omuleți din ăsta și le dăm de mâncare ca să facă plorturile care v-am, uite. Șpoc. Și mănâncă, șpoc. Nu mănâncă, ar trebui să mănânce și puțin. Și face căcărează de asta. Căcărează de astea. Și o iei, și o ții acolo și faci banii din ea. Așa, hai să vă arăt acum mai departe. Ideea e să explorezi. Și e foarte mare mapa. Sunt atâtea lucruri ascunse în jocul ăsta. Hai să mă uit la timp ca să văd exact cât o să filmez. Și sunt atât de multe lucruri ascunse în jocul ăsta, gen e neterminat, ok? Și sunt zone care n-ai cum să le ajungi. The Dry Reef, ok, și tocmai am descoperit o zonă nouă. Slimpedia, aici avem o Slimpedia care ți arată toate slimurile care le găsiți. Și aparent sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 slime-uri. Vecpec-urile sunt niște upgrade-uri care le pipi, de exemplu un jetpack. What the fuck sunt acolo? Un jetpack, viteza mai mare, speed mai mult, înțelegeți bă, la ce mă refer. Speed mai mult și viteza mai mare, oh, cum să nu. Achievement-urile, care le am făcut câteva din ele pentru că făceam teste și nu aveam cum să nu le fac. Și da, pot să vă explic pe șleau ce trebuie să facem acum. Trebuie să găsim căcaturile astea să le strângem. De exemplu, ăștia se spawnează aici. Și aici se spawnează carrot-uri. În zonele astea cu pomânțele așa, vedeți? Și când treci pe aici, le mai culegi din când în când dacă ai nevoie de mâncare. Și când o să facem și un dynamite tâncosul care strânge lucruri, un storage. O să le putem deposta acolo, că practic avem doar 4 locuri. Țineți minte, aveți doar 4 locuri, vedeți acolo? 20 ori 4, din fiecare chestie diferită. De exemplu, dacă o să ajungem cu, ca să vedem, cu pink plorturile astea, pink plorturi, pink slime-urile astea, dacă ajungem la 20, o să vezi că numai în cap, în, îl voi numi aspirator, numai în cap în aspirator, și în momentul ăla nu mai poți să iei nimica. De exemplu, dacă vreau să iau ceva diferit în momentul ăsta, o cum să spun la caghiei, dacă vreau să iau ceva diferit în momentul ăsta, da, what the fuck,
cum ar fi, dar n-am acum, arăcată doar de ăștia roz și căcaturile astea găsesc. Dacă aș găsi un lucru diferit, uite, vezi, n-am mai încăput. Ala cu caponina și apucea și ploc! Get a fuck out! Get a fuck out! Te zice o agent, ce pizda mă, si faci mă? Da, strângem tot ce putem și după aia ne ducem la bază să încercem cu ele, what the fuck, cât suntem să-mi bag acolo. Uite, avem puiulețul ăsta, da? Nu încape, pentru că avem doar 4 locuri diferite. Și aia e, trebuie să mergem în bază ca să ducem checaturile. Ești checaturile, te simt? Ce părere ai despre jocul ăsta? Una foarte bună! Bravo, te simt. Mie mi-a plăcut, unul. Mai zic că e pre-alpha, pre-alpha înseamnă înainte de alpha și alpha de obicei ne-e terminat. Gândiți-vă că Daisy încă e în alpha. Sau a ieșit? S-ar putea să fie ieșit de ceva timp, dar oricum e... Și scuipăm căcaturile pentru bani, nu? Da. Practic ești o curvă care în loc să suri scuipi. Trist, dar adevărat. Și mai o chestie. Asta e un stock market. Au cel puțin, țin minte că așa era. Odată mi s-au schimbat prețurile. Nu știu când și de ce, dar mi s-au schimbat prețurile și genul ăsta era mai ieftin, ăsta era mai scump și practic trebuie să investești în ăla care e din ce în ce mai scump și trebuie să vezi pe piață cum se schimbă prețurile. Complicat. Aici, de exemplu, îmi făceam eu fermă de copăcei și o să vedeți cum fac o fermă de copăcei ca să fac mâncare pentru căcații ăștia care trebuie să se aici. Și dacă strâng prea mulți, uite, mi-a făcut mâncare. Dacă strâng prea mulți, o numesc mâncare chestia care e plurt și face bani, în fine. Că se strâng prea mulți, se fac inteligenți și fac efectiv, se pun unul peste altul sar zidul. Și ca să nu sară zidul, în afară că pot să cumpăr, eu bizi mătii. În afară că pot să cumpăr gen, uite, să vă arăt să înțelegeți. Rura chestia asta. M-am pus fix pe ea. Și e gamble high walls, mărești zidurile, îi fac să stea calmi. Aici ca să nu zboare pentru aia care au aripi. Aici ca pentru aia care sunt nocturni și n-au voie la soare. Ăsta e pentru colectare de bănuți. Autocolectare, dar și mie nu mi-a mers bine deloc autocolectarea, a fost un căcat. Și autofeeder-ul dă... Ce faci, mă, tezi? Vă vedeți că se uită la mine sau nu vedeți? Cred că e la nivel cât nu vedeți. Există și se uită... Deci așa și se uită la mine. În fine, hai să cumpărăm un coral. Coralul e practic cușca. În mușcare firul, mă. Ok. Și să umple cum dă ăștia. Hai să le dăm și de mâncare. Deci o super mega umplu, dar ultima dată când am super mega umplut-o s-a cam violat totul. Cred că se și multiplică sau ceva între ei. Nu știu sigur. Nu cred că ar fi normal să se... Ba da, cred că e normal să se fudă, nu? Ce pula mea e? Găina! Uite, astea-s găini. Găinele pui în țarcuri de găini speciale. Faza e că în momentul ăsta n-avem bani să facem unul. Și ceea ce țarcuri special de găini, găinile practic le folosești ca mâncare pentru... Deci, hai să-l explic, pășleau. Ăștia nu sunt doar niște chestii mici și drăguțe care dansează pe aici. Da? Chestiile astea pot fi și carnivore. Și singura carne pe aici care o știu eu rocanată, cel puțin din scurtul meu gameplay care l-am făcut înainte de filmarea asta, e că găina e carne, da? Deocamdată. Și practic n-ai ce să le faci, trebuie să crești găini ca să le dai de mâncare. Fata e că dacă tu îi lași, de exemplu, mie mi-au scăpat de multe ori și scapă din cușcă pentru că se adună ca proștii și una, uite, de exemplu, a scăpat, nu? Aia, aproape. Vedeți cum am făcut acum? Pentru că încerc să strâng bănuții și nu mă lasă. Scapă și merge și mănâncă găina, ca țăranul. Efectiv, vine și mănâncă găina. Nu are niciun Dumnezeu. Sunt mai multe tipuri de găini, mai multe tipuri de orice. Efectiv, în jocul ăsta orice are mai multe tipuri. Și stai la chestia asta, văd când se schimbă, ca să-mi dau seama. Deocamdată, singurul encounter care îmi dă damage, deci poate vă gândiți cum pot să mor în jocul ăsta. Păi, odată e să sari în apă și ai sinucis și îți pierzi toate itemele din inventory. Se respawnează. Sau ești lovit aia acolo 100 HP și 100 energie. Energy-ul folosești la zbura, de exemplu. Sau chestia asta când suge și... De data asta nu cred că consumă. Ar trebui să consume, nu știu. Dar aia poți să mărești aici. Vezi? Power core, herb modul, adică măresc chestiile astea. Pulse și astea îți dau viteză și nu știu ce. Jet pack-ul e foarte bun. Și tank booster-ul îți mărește... Să pot ține 30 de unități, de exemplu. Apoi 40, apoi 50 și așa mai departe. Acum pot să țin 20 în fiecare bolinuță din aia. Complicados. Aș vrea să arc un copac care sacă fructele, deocamdată nu chiar. Dau de mâncare la săraci ăștia. Și am văzut că a zburat în sus pe aici. Ok, aici.
Ținta mea e unfucking real. Îl păstrez într-o mai acolo. Stai, hai să vedem dacă e venit. Să-mi bapă la neștirul. Păi a dus-o nimerită? Sau ești afară? De fapt, oricum ar fi intrat sau fi ieșit, ar trebui să intre aici. Deci, da, e ok. Cu Hen și ăștia, să facem țarcul. Dacă să facem țarcul, avem nevoie de bani și ca să facem bani să gătim în continuare căcaturile alea. Bă, că am prins care e ideea. Exploratul e foarte important în chestia asta și e foarte frumos. Deci, gen sunt zone, deci, de exemplu, peste zidul ăsta, de exemplu, mai e o zonă. Și ajungi la ea cu jetpack-ul, de exemplu, sau dacă sare anumite pietre. Sunt chestii ascunse, care nu sunt așa pe șleu direct, șplă, adică du-te și vezi. Și e șmecher. E destul de interesant. Mi-a plăcut. Uite, încă o găină. Mai strâng niște Rosalie, dar nu strâng de peste tot fără niciun sens. Pentru că știu că ăștia nu sunt de fapt rar sau ceva, ăștia sunt cei mai plebiani dintre toți. Și e o chestie asta, n-are rost să nu strângi stack de așa ceva decât când vrei să culegi, n-are rost să ai stack pe tine, dar... O, e și cutie! Asta o iei așa jos bar și da, nu sunt chestii random. În cazul ăsta mi-a dat găină și pulă și nu știu ce pulă mea asta. Ah, ok, e un fel de rubarbă, cred că dă mâncare doar la anumită chestie care mănâncă special chestia aia. Și mai o chestie. Am spus de atâtea ori chestia în 3 secunde încât toată lumea trebuie să ne amendă pentru asta. Dacă vă uitați aici, slime-ul ăsta, da? Îți spune totul despre el când îl descoperi. Ideea e că ăsta e un căcat. Adică favorită n-are nimic. Ăsta nu-ți dă. Deci dacă îi dai unui slime o mâncare care scrie aici că e favorita lui, îți dă două lorturi din alea per chestie și practic ori doi. Asta mănâncă orice, de exemplu. Ăsta roz mănâncă și găini și de toate. Fruit, veggie și meat. Ăsta sunt trei categorii. Singurul diferit care l-am găsit eu până acum e unul care mănâncă apă. Adică trebuie să-l pui în apă. Adică nu mănâncă nimica. În fine. Îți spune ce riscuri. Ăsta n-are niciun risc. There's not much to worry about this pink slime. Ăsta nu moare, ăsta nu face nimic, ăsta e doar prost. Altele sunt greu de crescut. Ok. Așa când domnește căcatul care te omoară. O să vedeți că sunt și de alea. Aici e zona aia, aici e fucked up. Ultima oară aici am murit eu. What the fuck. Ok. Hai să-i aruncăm pe ăștia. O să luăm din noi albaștri. Știu că ăștia am dat mai mult. Adică ăștia au țepi și de exemplu când au țepi se pot înțepa. Și înțepat, vedeți? Țepile ăștia îți dau vreo 10. Au putut spula mea. Îți dau vreo 10. What the fuck, ce-i aia? Ai, frate, uite, vezi chestia aia de căcat? Când doi din ăștia se fut, doi oameni din ăștia drăguți se fut, da, apare căcatul ăla negru și îți violează toată familia, efectiv. Și îi mănâncă. Uite, vezi că îl mănâncă pe ăla mare și frumos, îl mănâncă și îl devorează. Și îți dă și ție damage dacă stai prea mult prin apropiere. Adică vine la tine și îți fute unul pe cap. Așa că nu vrei să stai pe aici. De exemplu, acum ăsta mă urmărește sau îl urmărește pe ăla. Dacă le-aș lua, pot să-l iau, de exemplu, uite, ca să-l salvez pe ăla. Și pau și-l arunc. Vezi, l-am salvat pe ăsta. The tar, those awful ravenous rainbows. Cam asta fac aia, distrug chestii. Deci aia sunt un fel de vilaină al jocului. Bine, am luat niște rock slime-uri. Și, de exemplu, dacă pun un rock slime, ca să mai învăț o chestiuță care nici eu nu știu, deocamdată. E greu să înveți lumea chestii care nu le știi nici tu, dar dacă, de exemplu, pun un rock slime și unul ăsta roz într-o cușcă, nu știu că se violează unul pe altul și fac altceva. Asta nu știu sigur. Dar știu că de multe ori poți să pui se combină. De exemplu, dacă pui un din ăsta roz și cu un de la care e licuriș, care voi nu l-ați văzut în grău, să apară noaptea asta, iese unul care e combinația dintre, efectiv, e roz cu licurici. Logic, da? Nu știu dacă merge să combini și, de exemplu, ăsta albastru, care e cu piatră, cu ăștia roz. Da, vedem noi. Și merge să harvestez plortul ăsta și automat, într-un oarecare fel, da? V-am zis, ultima oară când am făcut eu chestia asta, n-a ieșit cum trebuia. Efectiv, erau atât de mulți căcați de ăștia roz, se blocau în ventilații, efectiv. Se blocau unde trebuia să curgă d-astea roz plorturile. Se blocau ei în loc de mâncărică. Și da, e fucked up și nu puteam să fac nimica. Dar de data asta sperăm că îl facem corect. Da, lucrurile nu s-a schimbat. E 7, 15, 15, 15, 30, 30, peste 30 aia de 200.
Eu chiar am găsit-o de aurie. Deci era un căcat mic aurie. Deci e mic și aurie. Dar nu știu dacă era bug sau nu. Ar putea să fi fost bug ce am văzut eu. Și cam atâta. Avem bani ceva? Nu cred. A, da, pot să, putem să-i punem pe ăștia. Hai să ne dacă se furt. Întreba că se furt. Dar nu avem mâncare să le dăm. Nașpa. Și n-am pentru găini să le pun țarc. Gen, găinile sunt de mâncare, dar vreau să le pun să le fac un țar ca să pot să se fut între ele. Să pot să le dau de mâncare mai încolo, știți? A, pot să le fac aici, mă. Dar nu le fac aici, le fac. Fuck! Ce dracu am făcut? Așa. Ăsta e cu găini. Deci acolo pun încă o... Nu, aici pun găinile, ca să fie mai frumos. Aici pun găinile. Ok. Ce vedeți, a făcut aia de găini. Și acum pot să le scui pe aici și ele fac pui și pui crești, fac alte găini și mai departe. Ok. Și uite un morcovel. Ok. Nu prea am bani acum și ca să fac bani trebuie să combin astea mai scumpe și din ce mai scumpe. De exemplu ăștia albaștri. Oh, fuck. Aparent ăla nu mănâncă. Ăla albastru nu mănâncă morcov. Și asta citești în Slimpedia. Citești ce mănâncă de fapt fiecare. Ăsta albastru mănâncă heartbeat. Ce? Aaa, ah, știu ce e aia, cred. A, ah, nu ai favorite, mă, ce pizda, mă, si. Are favorite, ce-am citit eu? Favorite e, așa, mănâncă veggies. A, ah, deci mănâncă orice veggie, adică și morcovul ar fi mâncat, dar l-au ciorit aia căcați. Ok, hai să ne culcăm. Da, nu, hai să hai să cordim. Hai să luăm din aia fosforul și însemna că au apărut. Nu știu sigur dacă apar acum. A trebuit să apară. Alu? Poate nu e seara lor. Poate e prea devreme. Poate, habar n-am. La mine mi-e păreau la ora asta. Cred că ar trebui să fie, nu știu. Ok. Păi, hai acasă să ne culcăm. Dormim o noapte ca să vedem cum se transformă lucrurile pe aici. Și... Are sens să dormim, două? N-avem... Păi, n-are sens să dormim. Că practic nu avem, decât se regenerează mâncarea asta de pe aici și avem nevoie de ea, dar vreau să mai explorăm. Că mai avem ceva din de pe aici. Stai să văd cât am filmat până acum, 17 minute. Mai filmez vreo 5-10 minute, fuck. Și, uite ce e în construcție. Vreau să mai filmez vreo 50 minute ca să vedem ce dracu mai facem pe aici. Și uite, ăsta e o combinație, de exemplu, dintre ăla care v-am spus eu fosforescent. Cel la roz, vezi? Și iese chestia asta. Din asta e crescut. De exemplu, dacă vreau să pot să sparg unul din asta mare și să-mi dea chestii. Și ca să spar trebuie să-i dau mâncare și trebuie să-i dau ceva gen 50 de chestii. Parcă, nu știu dacă la ăsta neapărat. Dar știu că la unii foarte mari trebuie să-l dai 50 de lucruri ca să se spargă și după aia îți dau lucruri, habar n-am ce. N-am înțeles niciun ce mai exact. Dar n-am văzut. Dar doar știu cum merge chestia aia. Le mai ciorez din bani, presupun acum. Ok. Nu vreau ce face. Dacă de albaștri nu sunt. Am trebuit să fie niște de albaștri, dar nu știu unde sunt acum. Aici ar trebui să crească fructe. Hai să ne mergem la culcare, să vedem ce se întâmplă după. Ar trebui ca după culcare să se respawneze fructele și să putem face ferma, poate. Dacă fructele se respawnează, putem să le dăm la ăștia de mâncă. What the fuck? Vedeți ce m-am explicat? Se fut și iese chestia aia. Ești apar de aici. Rock slime. Se fut și ies chestii din alea. Și cam asta face. Nu știu ce îmi dă chestia aia mare rost cu... Cred că îmi dă tot aia rost, ceea ce nu-i bine. Ia. Yeah. Da, cred că îmi dă tot aia rost, ceea ce nu e tocmai profitabil. Dacă ar fi fost o combinație mai scumpă, da, dar altfel cacamuci nu-i bun. Ok. Avem foarte puțin bani. Hai să ne culcăm, ok? Și în ce... Dacă se spawnează alea dimineața, că n-am verificat până acum. Chestia aia cu mail-ul e useless, practic. E... De-a... Din ce am văzut eu a fost useless. Nu știu ce face mai exact. De... În afară că am primit mail-uri de la oameni care habar n-am cine sunt. Care îmi spun, ține tot așa, nu-mi face nimica special, adică nu... Nu-mi dă vreun lucru sau ceva. Doamna spune, a, ține-o tot așa, uite, găinile s-au făcut și au ieșit mai multe. Da, chiar au ieșit mai multe.
Fuck. Ok. Hai să căutăm pe mâncare. Că altceva chiar n-avem ce face. Deci fără mâncare nu poți face căcații ăștia să dea biluțe și fără biluțe nu faci bănetul. Sperăm că s-au apărut căcatul pe aici. Și între copac. Asta copac. Niște morcovei. Asta copaci. Ca să poți să-i cresc. Ce pizda. Mamă, ce nu am să împing slime-ul ăsta. Uite copaci din ăștia. Și poți să-i faci, dar te costă ceva și... Da. E un ciclu vital acest joc. Fără ăstea nu faci aia și fără aia nu faci asta. Și nu prea poți să faci nimic așa. Ok. Mă sună voina pe Skype. Și aici mai sunt niște de astea. Am uitat din prima. Să sperăm că noaptea asta o să găsim din albă trei. Și închidem și episodul după ce găsim. Deci cred că ar dura ceva. Hai să verificăm cu mâncărica, dacă le ajunge. Țacă câteva plorturi ca să putem să ne punem în copac, să îl creștem. Ar fi frumos așa. L-aș pune aici, dar ia să vedem cât costă un copac. Garden. 250, fuck. Hai să vedem de mâncare. Poate ne dai plorturi. Poate asta mare. Nu? A trebuit. What the fuck, i-am aruncat-o direct în gură. What the fuck, ți-a căcat. Ce-i aia? Asta căcat-o la... Oh! Oh my god, ce interesant. Damn, what the fuck. Ce faci, mă? What the fuck. Bă, bune, se transformă toți. E un lucru bun. Damn. Când am combinat unul roșu și un albastru. Ce faci, mă, Tessie, mă? Când am combinat unul roșu și un albastru, a creat căcatul ăsta mare. Fata e că ocupă mult mai mult spațiu, dar face și unul din ăla și unul din ăla. Adică face, face când se cacă, se cacă cu două. Și roz și albastru și... Practic e worth, că dau o singură mâncare pentru două chestii și... Da. Ce faci, bă? Asta e că pe ăsta nu pot să-l iei. Pe ăsta nu pot să-l ghidez. Doar mă lovește ca pula. Pe ăsta... Asta e tot ce pot să... Dar cred că ești celălalt. Nu, e acolo, e bine. Bă, cum e așa, pula? Oh! Cât de greu e să lucrez cu căcații ăștia. Nu, pula, mai ia plorturile de aici. Pua, ne-am dus pe pula. Uite, n-am cum să o iau. Uite, intru în căcatul ăsta și mă lovește. Cred că de-aia nu e o bună combinație. Ăsta e nervos ca dracu mereu. Mă lovește fiecare dacă intru. Da. Ce țăran. Nu pot să mă las și face șeful. Vreau să-mi culeg mânca... De ce? Când vezi așa ceva la cuși din astea, unde sunt ăștia care intri și te lovesc, îți trebuie neapărat autogeneratoare. Mai ales că nu o să fie de aia cu bombe. Adică de aia care își ciordesc mâncarea pentru tine. Pentru că ăștia nu pot să astupe găurile. De exemplu, ăștia mari nu pot să astupe găura, dar te pot lovi când intri și pe mine mă locam lovit de câteva ori. E ca și cum aș muri instant, dar... Uite, vedeți? Nu pot să suc nimic din mâncare. Fără care să mă lovească. Spus pizda, mătii. Da, supărat ești, bă, să mă acolo. În fine. Mai pun niște din astea. Ăștia-s micuși, știi, și nu te deranjează. Ăștia nu te lovesc, ca ăia. Și ăștia nu pot să-ți dea damage-ul. Bun, ai scăpat? Nu, n-am scăpat. Ce? Cum pizda, mă, tu scapi? Asta duce la găință, rană. Să punem în cușca asta la altă, că la... Se urcă pe la mare și scapă. Efectiv. Dacă nu e cu minte, mă, pula, nu. Îl tai de Crăciun. Adică jocul ăsta nu prea-mi vine să înjuri, e prea drăguț, arată prea drăguț. Nu-ți vine să înjuri, te simți ca un copil mic aici. Hai să vedem câți bani am avut. Poate putem să ne cumpărăm curcelul. 13 plorturi, nu știu cât de ajuns, 7 ori 13, 70, ba da, ba nu. E aproape. M-a zis. Mai trebuie un pic, a? Putem lua găini să le hrănim. Hai să ciornim găinile. Spoc. 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 Lăsăm un cocoșel.
tot. Și... nu știu pe în asta. Ok. Da, și cu cât le dai mai mult de mâncare, cu atât... practic... Fuck! Ia s-au violat ăștia doi. Nu mai fac mulți de ăștia. Practic cu cât le dau mai mult de mâncare, cu atât crezi mai mari și e potențial ajung căcaturile alea. Mă, normal, dacă ar fi fost singur și nu i-aș fi combinat cu ăștia albaștri fără să vreau, ar fi dat doar de astea roz, ar fi dat mai mult, dar ar fi fost doar mare, atâta. Și e greu, nu poți să-i bagi în vacuum, în fucking aspirator, dacă sunt foarte mari. Ai văzut, doar poți să-i țin și să-i arunc altundeva. Eventual, dar nu poți să-i car. Futu-s pula mea de ghei. E bun, am șurit ăla. Fuck. Asta cum dracu mai șurdesc. Word. M-a lovit în față, dar n-am ce să-i fac, deci până nu-mi iau... Lasă-i pun într-un țar separat, îmi bag până-i. Scap dracu de ei. 7, 3, 21. Fuck, cred că n-am bani. Aproape am bani. Am mai facem cu niște mâncărică așa e. Hai să-i dăm niște mâncare. Dar nu vreau să mai dau căcatul ăla. De-apt, vreau să-i dau ăla mare de mâncare, dar... Ia. Fuck. A, nenea, mâncă. Mâncă. Ok. Hai să-i dăm mâncare să-i ce se întâmplă. Ok. Acum trebuie să am destul plort ca să îmi fac copacelul. Fac. Trebuie că ca sunt ăștia! Și am și pe ei. Ba, pula. Îmi bag, pula! N-aș parli lor. N-am putut să-i înjur, sunt prea drăguț, dar... Mmm! Ce i-aș fute? La cap, sigur. Hai să ne dacă avem bani. Acum trebuie să avem bani, nu, pula, ne treabă. Avem aproape 70 minus 14. Ia uite. Mă, bun. Ok. Avem destui bani să cumpărăm o zonă de copaci. Am zis că o cumpărăm aici și acum încheiem și episodul numărul 1. Hai să cumpărăm asta mai întâi ca să vezi cum arată. Cașe. Numai bun. Tot ce mai rămâne făcut să-i punem o semință și să crească. Și după aia dăm mâncare infinită. Și tot așa, tot așa, și le dăm acolo. De exemplu, ăsta. Ce faci, mă, te simt? Băgă mi-aș plăcut. Arată peste microfon? Cred că da. Dar poți să-i... Te zici, ce pizda, mă, te faci? Mi-a luat casca în gură și o ronțe, da. În episodul următor, Alpaca King anunța asta, dacă cumpărați jocuri de pe G2A, să folosiți codul PACA pentru 3% reducere, șefu. Și dacă mai vreți jocul ăsta, nu uitați de un like, subscribe ca să vă abonați canalului și cam atât. Ne vedem data viitoare. Alpaca King out. Vă arăt pe Tesi. Tesi? Zi salut. Nu vrea salut. Tesi.